nu ne-a pus adună. La petrică pe deacolo, nu mai trești. Bă, pregătește să urci. Da? Pregătește să urci. Haide, băi. Dă, băi. N-am încotro. Te lasă. Îl mai lasă în pule să-l pare încerc să-l aduc. Te lasă, bă, că-i zic.
Cyril. Haideți. Hop. Cum e, Lucian? Da.
Finish Ardenduro Arsenal 2023, spunem experiența completă, începând de la prolog, bineînțeles. O experiență plăcută, frumoasă, ca de Ardenduro. Prima zi cum a mers? Prologul? Bine, bine. Am mers deci prologul, bine și în prima zi, bine și astăzi. Probleme la marcaje, undeva, no, ceva? Nu, nicio problemă, bine că sunteți sănătoși, îmi pare rău pentru băieți accidentați, mai mult. Ne vedem la următoarea. Ne vedem la următoarea. Alt campion de la Brașov. Ce s-a din zonă. De ce ai pierdut locul? Ce să zic? Am mers la racheta, am plecat pe 13, am fost așa, al 5-lea am fost aici, nu știu ce loc am luat, dar am fost cu buială, am făcut pană și ce să zic? De prolog nu pot să zic că nu l-am făcut, că nu mi-era drumul. Au extras, am extras prologul. A extras bilețele ca să ia la prolog. Prologul la Obi a fost pe bilețele, s-au extras bilețele și au plecat. Și în rest, totul bine. La anul nu cred că ne mai vedem pe aici. Nu mai vii. Când o fi organizarea mai bună, o să mai venim. Dar în rest, mai vedem. La asamblea a fost bine. La prolog mi-am luat-o și am ajuns pe la asamblare. Dar n-am avut nimic grav, am putut continui. Ieri bine, azi bine, marcaj ok să zicem. Nu am pierdut nicieri. Cursă faină, a fost grip bun. Am avut noroc când am plouat. Dar am plouat, mai stăteam două zile prin clasă. Astăzi am fost mulțumit de mine cum am mers. Am putut să-mi fac un ritm bun. Traseaua a fost destul de susținut. Mulțumit de ziua de astăzi. Ieri? Ieri nu. Ești mulțumit sau? Nu sunt mulțumit de cum mi-am făcut ritmul. N-am putut să-mi fac un ritm. Și prologul cum a fost? Și prologul a fost ok. Și pentru mine. Da. Probleme la marcaje? Nu. Recomandări? Nu. Nu a fost nicio problemă. Eu chiar n-am avut numai de film. Merg bine, bine. Mă
bucur că am reușit să termin al doilea român. A fost bine, m-am băgat foarte bine cu motocicleta, să tot ce contează, având în vedere că am schimbat producătorul la anul acesta. Foarte mulțumit de mine și sper să fie așa pe campionată. Victor, spune cum a decurs ziua de azi și toată experiența de fapt la Arsenal. Astăzi am făcut niște greșeli. Pe ultima urcare de pietre unde era public, era să arunc motocicleta în public. Am poșetat-o, doar că am avut noroc să întorc invers, nu s-a dus în public. După greșeala aia, am mers cu frică. Mă rog, am terminat. Ok, ești mulțumit de mine. Probleme astăzi în traseaua mea a fost? Niciuna. A mers bine. Ploaia nu te-a prins? Foarte greu. Ce? Nu te-a prins ploaia, că sunt picurat. Da, corect. Așa e. A fost bine, a fost bine. Astăzi a fost mult mai bine ca ieri, am mers doar 2 ore, traseu mult mai accesibil pentru mine, nu a fost așa greu ca ieri, am avut doar o urcare mai dificilă, ultima urcare. Într-adevăr, dacă era o mică bură de ploaie, devenea foarte grea pentru că erau foarte multe rădăcini, dar gripul a fost bun pe ele, fiind uscat. M-am descurcat bine, pe prima porție de viteză am prins câțiva rider, dar bineînțeles unde a fost traseu mai dificil, l-au trecut iar în față pentru că ritmul nu era așa de ridicat. Am terminat cu bine și îi dăm înainte pentru săptămâna viitoare, unde este a doua etapă de endurocross la Moneasa. Maria, te-am găsit doar la finalul cursei. Începem de la început, spunem cum a fost. De la prolog. Eu consider că a fost decizia bună că ne-a lăsat să continuăm, dar eu tot m-am dat pe prolog și mi-a plăcut și prologul. Apoi ziua 1 am mers foarte bine, poate niște mici greșeli, dar fac parte din cursă. Am venit pe unul la fete și destul de bine în clasament la hobby. Și astăzi nu am ținut bine banda și am mers un pic pe o buclă de B și mi-am pierdut un pic acolo mintea. M-am blocat și nu știam cum să mai ies și am pierdut de mult timp. În rest, mi-a plăcut cursa, bine marcată, îmi place mult viteza, îmi plac coborurile, așa că pot să zic că tracul ăsta a fost oricum pentru mine. Foarte frumoasă cursa, m-am distrat. Super, ne vedem la următoarea. Veterani, veterani, prima Arsenal, cursă, da. Zim cum te-ai simțit, prima ce s-a cursă plăcut? La veteran, primul sezon. Greu. Sunt frăgezit ca un șnițel, mă dor toate. Mă dor mușchi care n-am știut că există. Da, trebuie să ne mai pregătim fizic. Foarte slab pregătit, multe greșeli. Le-am simțit pe toate, dar o cursă frumoasă până la urmă, fără accidentări, asta contează. Am supraviețuit până la sfârșit. Mă bucur că am terminat cursa completă fără să fiu nevoit să tai CP-uri. Pentru data viitoare ne pregătim mai bine, să fie mai lejer, mai mult zâmbet la sfârșit. Super, mersi! Mersi, fain! Not so far. Yeah, it was not too difficult, but not too easy. So it was a lot of parts of the mountains in the shadows. There was a little bit of mud, so it was so fun. So I really enjoyed it. How you like Husqvarna? Yeah, well, it's a little bit smaller than KTM, but they have more traction, and I like it so far. For me, it's better a bigger bike, but the traction department is so good, so I like it so much. The only bad area is that the shaft frame breaks once in a while, and it's expensive. Nice share, tot merge bine. Tot bine, vremea. Coborurile uscate aproape. Cel mai important la final, coborurile. Coborurile uscate, totul e bine. Dificultăți pentru demarcaje sau probleme? Puțin la curățenie. Trebuie automate niște menajerii, puțin să... Prologul nu s-a mai ajuns să-l facem. Venea noaptea. Și ziua de ieri a fost ok. La locul 5 și a mers destul de ok. Prologul n-a fost. Nu știu ce s-a întâmplat. Ieri a fost o zi foarte, foarte ok. Am plecat pe poziția 43. Am prins mulți oameni pe traseu. Am reușit să termin pe poziția 1, cu diferență de 5 minute față de al doilea. Au ce plăcuțele! Am activat propulsoarele, a rămas fără... Fără rulmenți, ai terminat pe locul 1! Pe locul 1, frână pe față! Camin pe locul 1! Felicitări! Cu motor bun, termin la B! Nu le mai e cu paloșelul acela! Termin traseul, dar nu pe podium!